Salutare, oameni buni! Ne reîntoarcem la Interviews for Hope, interviul pentru speranță. Suntem în aceeași locație, la Cincșor, în județul Brașov, acest sat superb, unde suntem invitați la o tabără de artă și oamenii pe care îi prezentăm și voi arătăm sunt oameni faini. Chiar acum stau de povești cu Sorin Scurtulescu, din Timișoara, artist vizual, dar este mai mult decât atât, este o conștiință. Sorin, bine ai venit la interviul pentru speranță! Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Sorine, am foarte mulți prieteni artiști și întotdeauna îmi place să stau de povești cu ei. Tu ai o poveste faină, ai un grup superb. Spune câteva cuvinte despre tine, despre orașul tău, despre parcursul tău până în momentul de față ca om. În primul rând, pentru a avea un parcurs fain ca om, trebuie să-ți placă ce faci. Și exact. Îmi place să pictez, în primul rând. Iar de la pictură am ajuns să fac performance, să fac land art, să fac video, să fac fotografie, dar toate au un sâmbure de pictură în ele. Și din anul 2003, acum 20 de ani, sunt membru cofondator împreună cu câțiva prieteni cu care am terminat facultatea în atelierul maestrului Constantin Flondor. Desigur, în Timișoara. În Timișoara, la Universitatea de Arte și Design din Timișoara. Acești membri cofondatori sunt... Grupul? Grupul se numește Grupul Noima. Un nume Noima. Grupul Noima, uh-huh. Adică cu sens. Uh-huh. Vrem să dăm sens lucrurilor. Are noimă, nu? Da, și un sens fain. Cât se poate de profund, care să trezească lumea din zona aceasta superficială cu care ne ocupăm în zilele noastre. Această distracție, această exact. Distragere, atenție continuă care te rupe de... Lucrurile pentru care, de fapt, ne-am născut. Exact. Membrii ceilalți din grup, cofondatori împreună cu mine, sunt Andrei Rosetti, Ciprian Bodea, Dan German, Cosmin Frunteș, care sunt prezenți în acest context la Cincșor, unde mai mult decât faptul că am venit noi pentru a produce lucrările legate de tema Florilegium din acest an, am venit împreună cu un bun prieten, el prezent, și cu un alt prieten l-am adus în suflet. Aceștia se numesc, cel prezent este domnul, mai mult decât un clasic mecena, este un prieten care ne susține, este domnul Dorin Belei. Și, din Arad. Din Arad. Și cel care am zis că l-am dus cu noi în suflet și care... are cumva locul în care ne întâlnim noi cam de 3 ori pe an la Viena, este domnul Sorin Pănuș. Amândoi au susținut acest grup Noima încă de la începutul creării lui din 2003, deci practic am crescut împreună 20 de ani, sau în acești 20 de ani, cum ați spus dumneavoastră, pornind... de undeva și ajungând altundeva, dar acest altundeva este mult mai ascendent decât începutul. Începutul a fost la Șiria, în județul Arad, început care a fost susținut și de Centrul Cultural din Arad de atunci, de bunul nostru prieten care acum ne-a susținut într-o expoziție de mare amploare în Mexic, Mexico City și San Miguel de Allende. Anul acesta a fost cucerit cumva de grupul nostru. Deci ați fost în Mexic? Am fost în Mexic din iunie până în iulie, 20 și ceva de zile, și am reprezentat prin ceea ce facem cultura românească acolo și cultura în general, cultura bună, de calitate. Mare lucru. Pictând o pictură murală de 4 metri pe 7 metri, și făcând două vernisaje la Casa Europa, o instituție de cultură importantă din orașul San Miguel de Allende, la 300 de kilometri de Mexico City. Știți că Mexico are 20 de milioane de locuitori. Imens, da, bineînțeles. În capital. Am fost și eu în Mexic, da. Da, da, este, cred că, al doilea sau al treilea oraș din lume. Cam Mexico rime. City, New York și Tokyo. Tokyo, da, sunt trei orașe, parcă, foarte mari ca... zic, amploare populație, și da, populație. Da, da, da. Și cu potențial de extindere în domeniul acesta cultural. Adică sunt niște muzee extraordinare în Mexic și oameni care investesc în artă. În artă. Wow.
unul dintre cei mai bogați oameni din lume are un muzeu science fiction ca o navă spațială unde am văzut lucrări din 1200 până în prezent. Incredibil. Ceva în Mexic, incredibil. Deci Mexico City. În Mexico City, da. Wow. Da. Pentru că, Sorine, emisiunea noastră, Interviul pentru Speranță, e o emisiune care e legată de oamenii care ridică comunitățile și unul dintre mesajele noastre este acela de a investi înapoi în societate și în cultură, pentru că este singurul mod în care poți să rămâi nemuritor. Pentru că eu când am trăit în Statele Unite, oamenii de afaceri de acolo aveau ca a doua natură exact partea asta, de a investi în cultură și în comunitatea din care fac parte. Nu trebuie să-ți dai banii toți, dar dacă tu ai deschiderea și inteligența de a investi în cultură și în comunitate, vei rămâne nemuritor, pentru că îți pui numele acolo. Și e mare lucru să aveți oameni, cum e Dorin, care da. Îi deschis să investească în artă, pentru că așa rămâi nemuritor. Ce poți să ne spui despre povestea asta? Adică un mesaj pentru oamenii de afaceri, oamenii din comunități din România care sigur. Ar trebui să investească în cultură și în artă. Cu siguranță banii nu sunt lucruri care îți poate da șansa să ai o bucată dintr-o clădire precum Metropolitan Museum of Art. Dar Rockefeller sau alți oameni extraordinari de înstăriți au investit în muzee, artă școli. Contemporană, modernă sau veche și astăzi sunt săli întregi care le poartă numele. Au aproape ca la noi la apartament numele pe ușă. Adică familia Belei cu colecția privată pe care posibil copilul dânsului sau fiica dânsului va reuși să o promoveze într-o instituție pornind de la partea privată în partea statală și automat acel nume va dăinui și în mintea oamenilor care vor vedea sau vor avea șansa să vadă cum la Rockefeller sau la alți oameni văd acum Monet sau Picasso, așa pot vedea cu ajutorul, cum să spun, sufletului lor și cu ajutorul intuiției lor, pentru că lucrurile și aceste coincidențe nu vin așa de nicăieri. Exact. Și ei au antenele deschise pentru a avea bucuria și a cumpăra sau a achiziționa la un moment dat în viața lor ceva din ceea ce creează artiști de calitate. Astfel că, la un moment dat, aceste muzee statale, cum este Muzeul Colecțiilor din București, de exemplu, vor avea săli la care, desigur, pe frontispiciul intrării va fi scris colecția omului Dorin Belei sau colecția doctorului sau depinde ce preocupare a avut acel colecționar. Exact, Sorin, și mă bucur că ești prezent în povestea asta, pentru că vrem să mișcăm lumea în România, pentru că tot vorbesc de 2 ani de zile, investiți în cultură, investiți în artă, pentru că așa veți rămâne nemuritori și veți face ceva pentru sufletul vostru, pentru că rămâne ceva după voi. Am transmis și la vernisaj un mesaj asemănător. Doamna Carmen, care este cumva sufletul Carmen acestei... Carmen Schuster, da. Exact. Care este sufletul acestui loc, împreună cu curatorul la Cinșor, această rezidență, împreună cu curatorul și prietena dânsei, doamna Elizabeth Oxenfeld. Nu este suficient doar să venim și să zâmbim la un vernisaj într-un loc cum este această frumoasă biserică fortificată, unde sunt așezate și panotate lucrările, ci ar fi bine să și încurajăm acest demers cultural pe care dânsele l-au pus în practică prin achiziționarea unor tablouri sau prin plata unui bilet la un concert. Exact. Ei, acești oameni, vor fi cumva cei care vor dezvolta partea aceasta culturală a țării noastre și a acestei zone din țara noastră și ne va place la fel de mult locul precum ne plac alte locuri din Germania, din America sau din alte țări, dar trebuie să știm că și în aceste țări sunt oameni care investesc în artă. În artă și în cultură. Exact. Sorin, spune-ne unde vă găsește lumea? De exemplu, cineva vrea să
acceseze, vrea să cumpere din lucrările voastre, unde vă găsește lumea? Noi avem de anul acesta o asociație, Asociația Noima, cu sediul chiar la Șirnea, lângă Brașov. Și unde? Lumea intră pe Google acum, și scriu Noima? Sau pentru cum? A ne găsi foarte ușor, avem un site, noima.ro, deci 5 litere, noima.ro, unde la butonul de news, pe lângă celelalte 4 butoane, pot accesa pagina noastră de Facebook, de asemenea de Instagram, și pot să ne transmită cumva gândurile lor despre ceea ce văd acolo sau să cumpere și să achiziționeze sau să investească în ideea voastră, ideea noastră, în conceptul nostru, fiindcă lucrurile pe care le facem noi împreună dorim să le facem cu mult sens, cu multă noimă. Și am vrea ca ceea ce producem noi, cum spuneam și la vernisaj, după 20 de ani de grup, suntem ca un artist care are 5 creiere și 10 mâini, automat poți să concepi lucrurile altfel decât un artist singular. Deci noi nu intrăm niciodată în depresie, tot timpul dacă unul cade într-o mică deznădejde, ceilalți patru îl ridică da, și mergem mai departe. Sau îl căram ca și rănitul de pe front în brațe. Fiindcă asta e foarte frumos într-un grup și asta ne ține împreună. La fel, vă dați seama, putem păți, adică de 20 de ani facem lucrurile astea. Sorine, ce vă inspiră pe voi? Ce te inspiră pe tine? Pentru că contează partea asta, vorbesc mult de inspirație, se face de o conștiință universală, despre o conștiință, zic, a universului, trebuie să o accesezi. Ce înseamnă inspirația pentru tine? De unde vine conectarea asta cu genialitatea în a crea? Cei care fac artă, oricare din cele 7 arte, vă puteți uita pe Google să vedeți care sunt cele 7 arte, asta le spun și eu studenților mei. Ești și profesor, ești și profesor, da? O să vorbim despre asta. Sunt și profesor. Și astfel, reiau ideea, cei care fac, care sunt artiști și produc artă, în oricare dintre cele 7, cum am amintit mai devreme, știu că în momentul lucrului, la fel ca și voi care luați interviuri sau filmați, știu că în momentul lucrului, pe lângă partea pe care tu o poți face cu puterile tale profesionale și tehnice, mai este un lucru, lucrul pe care ți-l dă acest tip de ajutor divin. Există? Numim noi repede. Există, fiindcă îl simți, e un fel de moment pe care nu-l mai controlezi doar tu, ci ți este dat să-ți iasă. De exemplu, vă dau un exemplu banal. O rază de soare, un reflector bun, dacă n-ai o rază de soare, îți poate da un ecleraj bun pe formă. O, să zicem, pictez și la un moment dat, pe lângă ideea principală, mi se scurge vopseaua diferit decât pot eu să o mișc cu mâna. Da, toate aceste întâmplări, toate aceste riscuri și momente mai mult iraționale decât doar raționale, evident că îți dau șansa să observi că ești ajutat. Și atunci lucrurile ca într-un anumit tip de transă, transcendentală, dacă pot să o numesc așa, te duc în zona în care devii conștient că da, există. Există și altceva dincolo de doar tine, doar de puterea ta, și astfel poți să progresezi. Altfel nu poți să progresezi. Deci dacă vrei să faci doar lucrurile pe care le știi, te repeți. Și noi nu încercăm să ne repetăm, dorim să ne jucăm cu aceste momente și cu aceste lucruri invizibile, care sunt mai importante de multe ori decât cele vizibile. Și noi tocmai asta facem. Vrem să scoatem cu ajutorul vizibilului, să scoatem primele leiere de realitate și să intrăm în profunzime, ca și cum ai dezveli de primul strat lumea, de primul voal. Și asta fac și fotografii buni, și regizorii de film buni, și pictorii, și toți cei care se ocupă de vizual, la fel fac și poeții cu cuvântul, numai că avem alte limbaje, la fel fac și muzicienii cu notele abstract muzicale. Noi am început să facem pictură, cum am zis mai devreme, dar astăzi lucrăm și cu alte medii. Lucrăm în land art, pictăm cu pământ, cu decapaje de iarbă, cu zăpadă,
adică forma sau forma abstractă sau figurativă pe care o creăm, o putem crea pe un deal. Am creat în pandemie două filme montate cu aceste elemente de land art pe care le-am creat de 8 metri pe 10 sau lucruri de tipul ăsta. Puteți să le vedeți pe YouTube, pe Noima Group, sau mai am și o bucată de YouTube scurtulesc cu tube. Echipa B2B Synergy a înțeles perfect nevoile noastre și a venit cu soluțiile tehnice potrivite care corespund strategiei actuale de investiții, atât pentru optimizarea afacerii, cât și pentru o producție mai verde și un viitor sustenabil. Avem un grad de acoperire a necesarului în jur de 40%, ceea ce e destul de mult, 40-50% în producția de energie. Ceea ce ne face să compensăm creșterile masive de preț din domeniul ăsta. Sunt un fericit al proprietarilor care în momentul de față au panouri electrice și trebuie să recunosc că cheltuielile s-au diminuat semnificativ din toate punctele de vedere. So at the end, I'd say it's a good cooperation. And it was a good choice to take B2B for this project. Foarte, foarte tare și ne spui, Sorine. Mai legat de profesie, adică profesie, legat de mine, dar și mulți alți artiști fac schema asta de viață. Dimineața predau la un liceu de matematică informatică important din Timișoara, Colegiul Național Constantin Iaconoviș Loga se numește, și predau educație plastică 5-8, educație vizuală 9-10, educație artistică 11-12, adică clasele 11 și 12. Și astfel mă păstrez și pe mine viu și în formă, fiindcă
copiii de azi nu mai sunt ca și generațiile precedente, adică tot timpul vor ceva să, adică vor noutatea, sunt tot timpul la curent, îți pun întrebări, te țin și pe tine viu și te țin deci tânăr, cum zic da? Profesorii. Nu mai merge să le spui lucruri din doar clasice, ci imediat trebuie să fii la curent cu tot ce se întâmplă în lume. Au aceste smartphone-uri, adică telefoanele exact. Acestea, au internetul, au inteligență artificială, deci tu trebuie să fii, să duci un plus față de toate aceste lucruri. Na, și atunci, dacă nu ești pe fază, ai încurcat-o. Deci cu generația de astăzi poți să-ți faci bagajul și să pleci, să-i lași exact. Pe ei să predea și uneori chiar pot face asta, dacă nu ești pregătit. Și tot timpul trebuie să fii, asta mă ține pe mine viu. Și după ora prânzului, când se încheie acest tip de întâlnire, pot crea, pot avea lucruri pe care le fac cu grupul Noima, lucruri în atelierul personal. Da. Și profesorul nostru, cel mai important, cum ziceau și mari artiști vizuali ai generațiilor trecute, pictori români, pictori, numai puțin, vreau să facem o paranteză legat de ce se întâmplă în țara la noi. În țara la noi sunt și pictori maghiari, sunt și pictori germani, sunt și pictori sași, sunt și pictori de etnie sârbi. Romă, cunoști? Sunt și pictori de etnie romă. Anul acesta a luat pictorul Raportorul Premiul Național pentru Uniunea Artiștilor. Eugen Raportorul pictorul Eugen Raportorul a câștigat premiul pentru pictură al Uniunii Artiștilor Plastici din România. Eugen Raportorul. De unde e de loc? El activează în București, dar a primit premiul în Timișoara, la Muzeul Național de Artă din Timișoara, unde am fost și prezent și l-am cunoscut personal, un tip foarte deschis, un tip care, cum să zic, promovează cultura romilor la un nivel la care cred eu că nu a mai fost promovată până acum. Și de ce amintesc aceste lucruri? Fiindcă toate aceste etnii, toate aceste etnii fac mult mai bogat locul acesta. Deci, bineînțeles. Cred că, mai ales în zona Timișoarei, lucrurile de așa stau. Cosmopolitor cum? Era european locul înainte de a ne europeniza în 2007, din punct de vedere birocratic. Sorine, vreau să întreb câteva cuvinte despre tabăra de la Cinșor, despre doamna Carmen Schuster, doamna Elizabeth. Ceea ce fac aici e chiar deosebit și chiar e o energie bună. Casa de oaspeți de aici, din Cinșor, cu biserica, concertele din Biserica Evanghelică. Și spune exact care e vibrația de aici și ce faceți exact în fiecare an aici la Cinșor. Cred că ar trebui redenumit acest tip de moment, acest tip de întâlnire. Adică cuvintele de tipul tabără, rezidență, okay. sunt, pot acoperi ceea ce se întâmplă aici. Ceea ce face aici această magnifică doamnă... Carmen Schuster. Exact, este Carmen sponsorul, Schuster. Cum ar veni, principal a poveștii, nu? Este cumva sufletul locului. Creează o lume. Deci este lumea de la Cinșor, este brandul de la Cinșor, este un nou tip de viziune culturală asupra unui sat renăscut în această zonă a României, de unde au plecat mulți șvabi, parcă, nu? Da, Saș, șvabi în zona Timișoarei. De unde au plecat, exact, Saș, Saș în zona asta. De unde au plecat mulți Saș. Și ce vreau să spun este că a revitalizat tot acest tip de loc, aducând cultura, a produs un efect în lanț și astăzi vin oameni de calitate. Deci azi, exact. Duminică, care suntem prezenți la acest interviu, au venit oameni din București, din Brașov, din Timișoara, din America, din Germania, din Temiriu, de peste tot, din Maroc. Din Maroc, parfumierul din Maroc. Deci e un loc globalizat fără să facem globalizare. Adică tot globul e la Cinșor și nu este un loc larg, adică ca suprafață, dar sufletele
cumva se întâlnesc aici și na, se conectează acest... bine. Da, se conectează bine și cred eu că vor avea ecouri în lumea artei ca un moment, un curent artistic posibil, un curent de tipul, cum vorbeam cu Dorin pe mașină, liceul din Atena, unde erau discuții filozofice, unde se întâmplă mai mult decât artă aici. Se întâmplă discuții care îți aduc în tine și în conștiința ta lucrurile profunde cu adevărat. Uh-huh. Și asta nu poate decât să ne bucure, să mă bucure și pe mine și pe ceilalți din grupul Noima și pe cei care susțin grupul Noima, pe Dorin Belei, pe Sorin Pănuș, pe... Anul acesta am avut și o susținere națională. Mare lucru, Sorin. Și uite, în Mexic, Ambasada României cu domnul ambasador Marius Lazurca ne-a făcut această invitație pe care noi am, cred, onorat-o cu succes și ne-a spus și dânsul că a ieșit un eveniment cultural, folosesc cuvântul acesta, poate banal a ieșit, fiindcă de multe ori trebuie să-și iasă. Că... Da. Sorine, lumea trebuie să înțeleagă, eu tot repet în emisiunile mele, despre faptul că cultura poate să ridice economic o comunitate, o țară. Exemplul este Coreea de Sud. Hai să vă spun un alt exemplu mai apropiat. Exemplul este Timișoara. Și de ce este Timișoara? Sibiu, cu festivalul de teatru? Am plecat din oraș vineri, dar joi am fost la pre-deschiderea expoziției Brâncuș. Da. Și în momentul când a luat Timișoara acest tip de titlu de capitală europeană a culturii, oamenii politici au ieșit într-un tip de interviu, nu dau nume ca să nu supărăm pe nimeni, dar atitudinea era următoarea. Nu ne-am așteptat să câștigăm. Neavând conștient în minte faptul că cultura atrage business exact. Și fonduri neașteptate, mult mai mari decât uneori cele pe care le faci cu un business pragmatic. Exact. În momentul acesta, expoziția Brâncuș din Timișoara este cea mai mare expoziție care s-a făcut în țară la noi de când s-a stins Brâncuș. Wow. Și cu lucrări duse de la Tate Modern, Tate din Londra, de la Peggy Guggenheim din Veneția, wow. Lucrări duse de la Centrul Pompidou, au fost televiziuni din Franța la această deschidere, această predeschidere. Și biletul merită la fel de mult ca și când ai merge în altă localitate de tipul capitală europeană, Viena, Londra, etc. De ce? Fiindcă costă 20 de euro aproape. Dar știți care e problema? Problema 100 este, de roni. Problema este... Da, 88 de roni costă. Aproximativ 20. Da. Dacă iei biletul complet, e 100 de lei. Uh-huh. Problema știți care este? Că lumea va veni și va plăti acești bani, fiindcă au ce să vadă. Brâncuș. Lucrările nu doar că sunt asigurate la sume enorme pentru mintea noastră de acum, dar problema este că dacă n-au ce să vadă, nu dau nici 10 lei. Exact. Acum o să dea de 10 ori mai mult, fiindcă chiar ai ce să vezi. Deci am văzut expoziția Pasărea, care e numită Zborul, dusă din colecția Peggy Guggenheim, are mai multe zeci de kilograme, probabil, dar datorită geniului lui acestui mare sculptor, ea sau simți sculptura ca și cum n-ar mai avea gravitație. Incredibil. Deci imaginează-ți o chestie de 2 metri care este din bronz și care simți că nu, care simți că zboară fără să aibă o percuție sau o elice. Sau, incredibil, incredibil. Doar datorită formei. Uite, ați putea să puneți drept ca moto la Noima, cultura, exact partea asta, ridicarea economică a României prin cultură, evident, prin artă. Evident, nu? Evident, evident. Și noi, la un moment dat, datorită expozițiilor pe care le facem și dacă vom avea posibilitățile de tipul ăsta cursive, vă dați seama că toate taxele pe ceea ce facem noi ca vânzare vor intra în bugetul de stat. Și bineînțeles. Acum se zbate toată lumea să strângă de temiliuni de niște firmituri financiar, vorbind ca să evoluăm. Și nimeni nu se gândește că chiar și de la expoziția Brâncuș, bugetul local sau bugetul statal al României poate să crească financiar prin expoziții importante de artă. Uite, la Muzeul Mare în București vine Picasso expoziție. Domnul Kessler și cu cel care îl susține acolo a reușit să facă acest lucru.
Noi lucrăm, uite, la 5 shore, dar încă n-am ajuns la acest tip de performanțe. Dar când am fost în Mexic, de exemplu, nu? Lumea putea să plătească un bilet, dar uite, am fost în Mexic, am făcut acolo. Când facem aici în România, chiar am avut o expoziție la Muzeul de Artă din Timișoara personală în 2013 și ții minte că se intra cu bilet, ceea ce nu prea intri la expoziții, intri gratuit, nu? Exact. Da, se pot gândi și așa pragmatic. E bine, Sorine, că există oameni ca voi care înțeleg trebuie, partea asta și semnalul așa, ăsta trebuie să fie. Arta, cultura poate să ridice economic o comunitate, poate exact să ridice țara. Paranteză legat de un aspect de promovare. America, în anii 60 sau în anii 50, după al doilea război mondial, și-a promovat niște artiști deloc cunoscuți, care, sau pe care nu dădea nimeni un dolar, ca să nu zic un leu, de tipul Jackson Pollock. Jackson Pollock, da. Rothko. Toată arta abstractă, expresionismului american, a fost promovată de politicul american de atunci. Exact. Și-au dat seama. Au produs cataloage complete, rezonez, sau cum se pronunță în franceză. Au produs cataloage cu picturile recente, cu lucrări recente, care au fost produse pe banii statali, împânzită Europa cu ele. Și astăzi ne uităm încă la ceea ce au făcut acești oameni. Andy Warhol. Andy Warhol, da, care, clar. Care, da, la început nimeni nu știa Warhol, dacă acel lucru e artă sau nu. Exact. Sorine, acum la sfârșit de poveste faină cu tine, vreau ca să te întreb. Deci, un mesaj al tău, a unui artist din Timișoara, care face lucruri faine, pentru tineri, pentru țară. Noi o să ne vedem în interviuri, asta e clar pe viitor. Mesajul meu pentru tineri și pentru părinții lor, fiindcă e important să știe și acest lucru, este că dacă simt tinerii și părinții îi simt pe copiii lor că lor le place una dintre cele 7 arte, inclusiv să picteze, cu adevărat, să-i lase să picteze. Astăzi nu mai există artiști precum Van Gogh. De ce zic asta? Artistul nu mai este un muritor de foame. Artistul poate să facă graphic design, poate să facă imagine printată, poate să facă pictură de șevalet, poate fi scenograf la teatru, poate fi fotograf și nu la nunți botezuri cu nunici, ci poate să fie un fotograf profesionist care să facă fotografie artistică. Poate face video, poate face multe lucruri. Deci, bineînțeles. Să se întrețină, dar în același timp să și creeze. Problema este că lăsați-vă copiii să facă ce le place lor mai mult în viața aceasta să facă și pentru ce au ei motivație mai mare ca să se trezească dimineața înainte de a pleca la școală. Fiindcă, făcând acest lucru, o să ia note mari sau o să aibă performanță și în materiile obligatorii, dar o să aibă și o viață care va fi rotundă și, mai mult decât atâta, un suflet împlinit, un om pornit pe această cale, cu siguranță va avea satisfacții. Și mai un mic detaliu și cu asta închei, în primii 5 ani nu se va întâmpla mare succes, dar după 10 ani, într-un domeniu sau 15, cu siguranță, având această răbdare, vei avea primii pași spre succes vizibili. Sorine, îți mulțumim pentru prezența ta la M9 TV, mulțumesc la interviul pentru speranță. A fost o onoare să te avem. Sper idei să nu faine. Vă fi plictisit. Deloc, deloc. Păi chiar asta e ideea. Mulțumim din suflet. La revedere, numai bine. Oameni buni, pe curând și nu uitați, investiți în artă, în cultură, pentru că așa puteți să vă ridicați comunitățile, să ridicați țara și să deveniți nemuritori. Pe curând!
Echipa B2B Synergy a înțeles perfect nevoile noastre și a venit cu soluțiile tehnice potrivite care corespund strategiei actuale de investiții, atât pentru optimizarea afacerii, cât și pentru o producție mai verde și un viitor sustenabil. Avem un grad de acoperire a necesarului în jur de 40%, ceea ce e destul de mult, 50% în producția de energie. Ceea ce ne face să compensăm creșterile masive de preț din domeniul ăsta. Sunt un fericit al proprietarilor care în momentul de față au panouri electrice și trebuie să recunosc că cheltuielile s-au diminuat semnificativ din toate punctele de vedere. So at the end, I'd say it's a good cooperation and it was a good choice to take B2B for this project.